de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni. O nouă emisiune, Știri din Neamț. O emisiune care sper să fie vizionată de cât mai mulți dintre cei care încearcă să înțeleagă cum merg lucrurile la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Ieri un domn ne-a trimis o scrisoare, am luat legătură cu domnia sa și peste câteva minute vom intra în direct și vom discuta un caz, așa cum l-a trăit un om din Piatra Neamț la Spitalul Județean de Urgență. Până atunci însă să începem emisiunea cu un anunț care nu a fost dat. Da, putem începe și asta, adică încercăm să facem treaba celor de la primărie, în sensul că anunțul sună cam așa, numai o secundă să ajung. Primăria Piatra Neamț își cere scuze pentru disconfortul creat de apariția lacurilor în zona autogării, în zona de la intersecția, sensul giratoriu, cum mers spre Căprioara și în alte zone din oraș. Există o stradă undeva în Mărăței, de la piața Mărăței, când vii spre oraș, pe sens unic, unde apa, în loc să curgă în canalizare, iese din canalizare. Aceleași scuze le transmit și cei care se ocupă de canalizările orașului. Deci, acest anunț nu a fost dat, dar noi l-am citit pentru că așa este frumos să anunțăm pentru populație când se întâmplă ceva. În altă ordine de idei, ați văzut ce s-a întâmplat pe axial, intrarea spre Durău și nu numai. Axialul, drum construit nou, drumul impecabil, problemele vin de pe torenții din pădure, când cade apă mai multă, o cantitate mai mare de apă. Imaginile erau la un moment dat absolut terifiante, nu-ți dădeai seama exact ce se întâmplă, au fost niște mașini blocate și niște copii care au rămas la duruitoarea. Din fericire, lucrurile au, în afară de pagube materiale, nu avem alte probleme. Și acum să revenim la subiectul nostru pe care l-am anunțat. Ieri seară un coleg mi-a transmis un fel de scrisoare material al unui domn din Piatra Neamț, care în data de 17 iulie a ajuns cu o fetiță de 7 ani la spital după ce fetița căzuse cu bicicleta și s-a lovit destul de tare la cot. Nu are rost să povestesc eu toată această întâmplare. O să încercăm să luăm legătura cu părintele fetiței, domnul Ovidiu Patriche, și dacă reușim. Bună dimineața! Bună dimineața! O să vă rog, dacă puteți un pic, să vorbiți un pic mai tare. Domnul Ovidiu Patriche, noi v-am prezentat deja în emisiune, am spus că ați avut un eveniment neplăcut pe 17 aprilie, în jurul orei 20, cu fetița dumneavoastră de 7 ani, care a căzut de pe bicicletă. V-aș ruga pe dumneavoastră de aici încolo să ne povestiți ce s-a întâmplat. Bună dimineața, domnule Valentin, bună dimineața telespectatorilor. Deci, exact cum ați spus și dumneavoastră, pe data de 17 iulie, în jurul orelor 20, m-am prezentat la Spitalul de Urgențe Piatra Neamț cu fetița mea, care a căzut de pe bicicletă și s-a lovit foarte tare la cot. De acolo am fost preluați din zona UCU, am fost preluați de către un asistent la ambulatoriu, lucru pentru care eu le mulțumesc în deosebită plăcere pentru că s-au purtat exemplar. Am făcut o radiografie unde mi s-a confirmat că mâna este
este ruptă și la care a fost sunat domnul doctor pentru a vedea ce trebuie făcut mai departe. Și a venit, medicul de gardă, bănuiesc. Prima dată a venit medicul de gardă, a consultat fetița să vadă dacă are și alte leziuni în afară de cod. După care a coborât medicul specialist Chisălău. A coborât jos, între timp mai erau încă 2-3 copii, care unul și-a rupt mâna la trambulină, altul la trotinetă, tot așa. Deci erau evenimente, da. Exact. Prima dată a început să țipe la copii și să le reproșeze, bac, au sărit la trambulină, bac, de ce am mers cu bicicleta. Și am explicat, păi, ce putea să facă, doar nu trebuie să stea de acum doar cu un telefon sau cu o tabletă în mână, doar ca să nu se evite astfel de accidente. Așa. Și la care el a răspuns că dacă stătea cu telefonul sau cu tableta în mână, culmea că nu-și mai rupea mâna. Am înțeles. Mă rog. Da. De acolo am urcat sus pe secție. Sus pe secție am fost întâmpinat de către o asistentă, care din prima a început să ne certe, în special pe mine, pentru că a zis că de ce nu am la mine copia după certificatul de naștere și după actul medical că fetița este alergică, are diverse alergii și astm bronșic. Și am explicat că primul lucru când și-a rupt mâna, eu am plecat direct la UPU, nu am timp să stau să trec pe acasă să caut acte. În schimb, i-am prezentat că am totul pe telefon. Și în aproximativ 20 de minute o să le aducă și cineva în format fizic, să fie tipărite dacă chiar necesită și nu se pot scoate la o imprimantă sau să le trimit pe un e-mail. Bineînțeles că a început să-mi explice că ei nu au imprimantă, că ei nu au timp să stea pe mail-uri și tot așa. Așa. De acolo, problema a fost, de fapt și de drept cea mai mare, a fost în momentul în care i-am comunicat, de fapt, de jos, i-am comunicat de la UCU că eu voi rămâne cu fetița internat, pentru că noi mai avem doi copii, din care unul, cel mic, este alăptat. Și soția trebuia să rămână acasă cu cel alăptat, pentru a nu aduce la spital cu cel mic, împreună cu tot cu cel mic. Și a zis, inițial a zis că este ok, ne-a testat COVID pe ambii, și pe mine și pe fetiță, deși eu aveam și testul și vaccinul făcut, dar a zis că asta este procedura. După ce ne-a testat, au venit rezultatele ca și fiind negative. Sus pe secție am început să completez actele pentru internare, în care domnul doctor a zis că el nu este de acord ca o persoană de sex masculin să rămână internat pe secția lui. I-am explicat din nou aceeași problemă vis-a-vis de mămică, că este cu un copil care îl alăptează. A zis că pe el nu-l interesează, eu nu voi rămâne acolo internat cu ea și să vină o bunică, o vecină. Vă dați seama cum să vină o vecină, doar copilul nu este al unei vecine, este copilul meu. Eu sunt tatăl copilului și automat am absolut orice drept ca să rămân ca și însoțitor cu ea. Cu atât mai mult că este o persoană cu diverse alergii și toate comorbidățile care le are până acum. În acel moment, domnul a devenit recalcitrant. A început să țipe, el a spus că pe el nu-l interesează, el nu o va mai opera. A zis că de ce am mai venit la spital și n-am rămas acasă. Stați un pic, n-am înțeles. Deci domnul doctor v-a spus că el nu va mai opera fetița? Da, a spus că pe el nu mai interesează, a zis că el nu o va mai opera și că o să vedem noi cine o să plătească până la urmă. Acum nu știu să vă spun ce să înțeleg prin cine o să plătească. Ori, având în vedere antecedentele de la secție de ortopedie. Să nu confundăm lucrurile. Domnul doctor nu este pe secția ortopedie, el este probabil pe secția chirurgie infantilă sau ceva de genul acesta, nu știu exact denumirea. Deci nu are legătură cu secția celebră de ortopedie. Ca să nu încurcăm lucrurile, știți? Să nu... Da. Vă rog, continuați. Ori a fost în apropo că nu i-am împins nimica, ori poate că a fost pur și simplu o exprimare greșită a dumneavoastră. Pur și simplu era supărat, probabil. Da. Da, probabil. Bun, și cum ați continuat acolo, mai departe? De acolo, în momentul în care eu am spus clar că fetița nu va rămâne decât cu mine internată, deci eu singură nu o las acolo și, bineînțeles, vecini și alte sunt excluse din această situație,
el a spus, de ce am mai venit la spital și n-am rămas acasă? Și în momentul respectiv am zis, atunci vă rog frumos să îmi faceți transfer către alt spital, pentru că se pare că aici nu putem să continuăm așa, adică da, nu putem colabora, nu putem... Înainte de a merge spre alt spital, vă rog să-mi spuneți ce diagnostic da. I s-a pus fetiței. I s-a pus diagnostic de ruptură de... Deci, la fractură cu deplasare. La cot, din câte îmi dau seama. La de... cot. Da. Așa. Cu deplasare. Și ea necesita ce? Și ea necesita ce? Intervenție chirurgicală. Așa vi s-a spus la Piatra Neamț, da? Așa mi s-a spus la Piatra Neamț, da. Bun. Vă rog să continuăm. Am cerut transferul la un alt spital. Bineînțeles că am fost refuzat, dar nu doar că am fost refuzat. În momentul în care am spus, ok, am să plec eu cu mașina personală, vă rog frumos să îmi dați testele COVID negative și care mi le-ați făcut, plus radiografia, pentru că nu am de gând să o iradiez din nou pe fetiță, să o expun iarăși unor radiații și toate astea. Am fost refuzat categoric, mi-au răspuns că nu mi se va mai da niciun act înapoi, pentru că acolo vor rămâne. Am coborât din nou jos la UPU, am crezut că de la UPU eventual poate îmi pot da măcar radiografia și mi-au spus că nu, toate actele sunt sus pe secție și dacă nu mi le-au dat de acolo, ei nu mă pot ajuta cu absolut nimic. Am plecat, am luat mașina și am plecat la spital, la Sfânta Maria, la Iași, la spitalul de urgență pentru copii. Haideți ca să înțeleg, ați intrat într-un spital public, ați făcut, fiind asigurat și dumneavoastră, ați intrat cu copilul care are gratuitate pentru asemenea tratamente, ați făcut niște analize, hai să le spunem, și testele sunt tot niște analize până la urmă, da? Și da. S-au făcut foaia de internare, bănuiesc, sau mă rog, de, așa, da, după care... Da, inclusiv foaia de internare, deci am completat-o toată, inclusiv că nu vreau părerea altui specialist, deci n-au avut niciun motiv pentru care... De ce nu am căutat scandal? Eu doar singurul lucru, am zis, dacă într-adevăr este de operație, să opereze. Păi ce să fac? Că nu puteam să lăs copilul așa. Ea plângea în continuu și o durea. Vă dați seama că nu puteam să o lăs să stea așa. Mergem mai departe. Deci dumneavoastră în momentul acela a spus, vreau să merg în... V-ați asumat, vreau să merg în alt spital, merg eu cu mașina, dați-mi documentele. Da? Ei, da, și au refuzat să vă dea documentele. După care ați plecat la Iași. Am plecat la Iași. Ce s-a întâmplat la Iași? Acolo am, când am ajuns la UPU, la urgențe, am fost preluat de către cei de acolo, care la fel, deci s-au purtat exemplar, deci nici nu se compară. După care am fost repartizat către doi doctori, o doamnă doctor și un domn doctor de acolo, care, bineînțeles, au rămas stupefiați și ei, în momentul în care au văzut că nu mi s-au acordat nici măcar radiografia și restul actelor de la Spitalul Piatra Neamț și a trebuit, practic, să o luăm de la capăt. Deci, iarăși, am făcut rază la cot. Deci, absolut toate lucrurile care se fac la internarea într-un spital, obligatoriu, da. Exact. Test COVID, acolo, din nou, da. Da, de acolo... Domnii doctori au citit din nou radiografia și au ajuns la concluzia că fetița nu este de operație, de intervenție chirurgicală. Deci este fractură, dar nu necesită intervenție chirurgicală. Singurul lucru care necesită va fi timp de aceste 28 de zile în care va purta gips. Va trebui să mă prezint săptămânal pentru evaluare. În cazul în care se deplasează vreun os sau nu se prinde corect sau ceva, atunci, de atunci, va fi de intervenție chirurgicală. Deci, practic, în câteva ore, noi deja eram în drum spre Piatra Neamț înapoi. Am înțeles. Deci, o diferență de abordare, o diferență de mentalitate. Spuneți-mi un pic, ați avut ceva de reproșat celor de la UPU, ambulatoriu, cum se cheamă, unde ați fost? La UPU, bănuiesc, ați fost. La Piatra Neamț nu, deci ei au fost foarte ok, s-au purtat foarte bine, nu a fost timpul de așteptare foarte mare, deci și-au respectat toți termenii.
Eu, de-a lungul timpului, am mai avut probleme cu fetița, cu astmul bronșic și cu alergiile. Și am stat în... De foarte multe ori am stat internat pe secție de pediatrie, unde simt să le mulțumesc că ani de zile, deci timp de 6-7 ani de zile, cât am stat aproape în fiecare an internat cu fetița, niciodată nu am avut nicio problemă. Întotdeauna s-au purtat exemplar. Toți doctorii de acolo, și doamna doctor Ila, și doamna Constantinescu, și doamna Sande, deci toată lumea, doamna Lica, deci toată lumea o cunosc pe fetiță și știu că noi nu am pus niciodată probleme, indiferent că am rămas internat eu cu fetița sau soția mea. Deci absolut niciodată n-a fost niciun conflict, absolut niciodată n-a fost, nu știu, nicio problemă. Eu mă duceam tot timpul și cu termometru de acasă, și cu pulsoximetru, și cu absolut tot ce aveam nevoie ca să fie totul în regulă. Deci nu sunteți, cel puțin din ce discutăm noi aici, din ce ne-ați scris și din ce spuneți, nu ați fost în spital cu o atitudine, să-i spunem așa, ostilă? Nu, bineînțeles că nu. Eu nu am o problemă cu spitalul și cu instituția în sine, pentru că acolo lucrează și oameni deosebiți. Doar că, din păcate, există câteva exemple negative, cum a fost și acest doctor, care strică, în primul rând, imaginea spitalului, a instituției și încrederea oamenilor de a apela la serviciile lor. Tocmai și din acest motiv, eu am contactat între timp un avocat pentru că vreau să-l dau în judecată pe domnul doctor pentru problema care a pricinuit-o și durerile pricinuite copilului meu. În schimb, nu voi da instituția în judecată, pentru că eu nu am o problemă cu instituția în sine. Eu am o problemă vis-a-vis de comportamentul dumnealui. Am înțeles. Chiar astăzi oricum voi merge și voi depune plângere și la Colegiul Medicilor și la directorul spitalului și absolut peste tot unde este posibil. Eu o să încerc după ce terminăm conversația să intru în legătură și cu directorul spitalului, să vedem ce părere are domnia sa despre această situație și vom urmări împreună cazul dumneavoastră. Vă rog să continuați, îmi cer scuze că v-am deranjat. Da, cam asta ar fi de spus. În mare parte. Vă mulțumesc. Eu înțeleg că demersul dumneavoastră nu este un demers neapărat pentru a obține niște despăgubiri sau bani, nu e vorba de așa ceva. Este un demers pentru ca și alți oameni din oraș să vadă ce vi s-a întâmplat. Este un demers spre normalitate în relația bolnav medici, personal medical din spital și, bineînțeles, părinți. Ați mai fost internat cu fetița în spital, ați spus dumneavoastră, nu soția. Da, da. Deci ați putut să stați, adică nu era ceva deosebit să spui că, domne, nu se poate. Am înțeles. Dar și în salon în care inițial fusesem repartizați, dacă nu mă înșel, numărul 5 de pe secție, erau, deci ca și idee, erau 3 sau 4 băieți, deci persoane masculine internate acolo, plus o mămică cu un copil. Și din ce am înțeles și de la ei, am înțeles că domnul doctor, așa este el de fel recalcitrant, de la mămica respectivă am înțeles că și soțul dumneaei a vrut să rămână cu băiețelul și s-a certat și până la urmă a trebuit ca să vină mămica de acasă să stea. Pentru că am înțeles că el, asta este cea mai mare problemă a dumnealui, el nu acceptă persoane de sex masculin pe secție. Nu înțeleg care este motivul, că nimeni nu se duce acolo cu alte gânduri. Poate doar dumnealui, dar... Bine. Noi ca și cetățeni, noi ne ducem cu o problemă vis-a-vis de copil, care vrem să fie rezolvată. Nu ne ducem cu alte gânduri acolo. Am înțeles. Eu, ce să spun, multă sănătate îi doresc fetei dumneavoastră și vă mulțumesc că ați intrat în direct și ați menționat cu un ton politicos și calm și fără acuze, să spunem așa, neprobate, e o lecție, ca să spunem, de civism. Într-adevăr, când se întâmplă așa ceva, nu e bine ca lucrurile să nu fie spuse. Doar așa lucrurile pot merge spre mai bine. A fost domnul Ovidiu Patriche. Îi mulțumim, multă sănătate fetiței și sigur vom mai vorbi în perioada următoare. La revedere! Vă mulțumesc! O zi bună! O zi bună! Acesta este cazul pe care vi l-am prezentat. Am preferat această variantă decât să citim niște lucruri scrise pe hârtie. Unu, este mai credibil. Doi,
omul a povestit exact ce i s-a întâmplat. Eu nu discut aici competența medicilor sau a celor de asistentei despre care s-a făcut. Domnul doctor Chisălău este un medic bun, foarte bun, mi-au spus mai mulți oameni, profesional. Problema este de atitudine. Dacă domnul Patriche, și nu văd de ce n-ar avea dreptate, a pățit aceste lucruri, e o problemă care trebuie rezolvată la nivelul de la conducerea spitalului în jos, spre conducerea secției, spre fiecare om din spital. Nu vreau să vă cer să ne spuneți dacă ați suferit lucruri asemănătoare în spital, că atunci nu mai terminăm emisiunea probabil foarte curând, dar o să încerc. O să încerc să stau de vorbă și cu directorul spitalului, domnul Filimon, dacă domnia sa este disponibil. De obicei la ora asta sunt ședințe la spital. Bună ziua. Tocmai spuneam, domnul manager, că la ora aceasta de obicei sunt ședințe la spital, la nivelul managerului. Nu știu dacă ați urmărit cele discutate cu domnul Ovidiu Patriche. Dacă nu, fac un scurt rezumat. Vă rog. Deci domnul Ovidiu Patriche din Piatra Neamț, sâmbătă seara, în jurul orei 20, adică 17 iulie, îmi cer scuze, cu o fetiță de 7 ani care a căzut de pe bicicletă, o durere la nivelul brațului stâng, la cot, intră pe UPU probabil, cel mai probabil, cred că așa e procedura, nu are nicio problemă, acolo totul merge ok, este trimis, domnia sa spune, la ortopedie. Eu spun că nu este ortopedie, este probabil secția de chirurgie infantilă sau cum se cheamă, nu mă pricep. Dacă este vorba pediatrică. De un copil, da, este chirurgie pediatrică. Pediatrică, așa, unde a avut, să spunem, plăcerea de a intra în dialog cu medicul Chisălău. De aici urmează o întreagă poveste, inclusiv chestia aceea că nu avea certificatul de naștere și nu știu ce document care arăta că are alergii în format fizic. Omul a venit cu fetița după ce s-a lovit probabil direct la spital, le avea pe telefon, a spus că le aduce și în format fizic, o asistentă l-a cam certat, după care a spus că el stă cu fetița internat și doctorul Chisălău i-a spus că nu se poate lucrul acesta, deși mai erau, se pare, niște bărbați acolo în zonă. El, în momentul respectiv, a spus că el vrea să rămână. Doctorul Chisălău a spus că, așa spune dânsul, nu spun eu, că el nu se mai ocupă de fetiță, în momentul în care domnul Patriche a cerut să i se dea actele să plece la Iași pe propria răspundere. A fost refuzat să i se dea actele. Domnul Filimon, nu mă interesează partea de diagnostic acum. Pe mine mă interesează doar această parte de atitudine. Eu nu știu dacă domnul Patriche are dreptate 100% în ceea ce spune. Nu am părerea doctorului Chisălău, dar faptul că dânsul a plecat la Iași și nu i s-au eliberat documentele, adică niște radiografii făcute și testele, rezultatul testelor COVID. Mie nu mi se pare normal. Eu nu știu procedurile din spital. Dar dumneavoastră credeți că este normal? Deci, domnul Bălănescu, în primul rând sunt bucuros că cei din UPU l-au tratat pe domnul Patriche așa cum trebuie. Din pe fetița domnului Patriche. Fetița domnului Patriche. Cum și el a și mulțumit. Și mai mult decât atât, a spus că a fost de nenumărate ori internat cu fetița în spital, la pediatrie, și că nu a avut niciodată nici cel mai mic reproș de făcut. Deci nu pare un om certăreț. Împotriva spitalului, am înțeles. Deci probabil că este o problemă punctuală la chirurgia pediatrică și, din câte știu eu, fișele de pacient trebuie eliberate în momentul în care cineva le cere, deci asta fără nicio problemă.
Iarăși, din câte cunosc, politica spitalului este să lase un aparținător pe secțiile astea, gen pediatrie sau chirurgie infantilă sau neonat, să fie cu copilul respectiv. Acum că trebuie să fie un bărbat sau o femeie, nu am cunoștință de așa o regulă la noi. Am înțeles. Rugămintea mea este să verificați ce s-a întâmplat atunci, pentru că vom reveni pe parcursul zilei de astăzi la dumneavoastră, să vedem dacă într-adevăr nu s-au, dacă s-au făcut acele radiografii, de ce nu s-au eliberat. Eu nu discut acum, vă spun încă o dată, partea medicală. Am înțeles, nu discutați diagnosticul. Da, sunt din păcate probleme punctuale pe care sunt și mie prezentate ori pe e-mail, ori în conversații private cu anumiți asistenți doctori din spital, am pe partea asta de comunicare, care din păcate în unele cazuri e deficitară, ori din cauza oboselii, ori nu știu, fiecare poate are o zi mai proastă. Dar voi discuta personal cu doctorul Chisălău să vedem exact situația. La dumneavoastră nu sunt valabile documentele pe online? Adică ați văzut ce spunea domnul Patrick? Domnule, am venit cu copilul după ce i s-a întâmplat, n-am avut timp să trec pe acasă să iau certificatul de naștere. Bineînțeles, și mai mult decât atât, dacă copilul a mai fost internat la noi în spital, are un istoric. Avea un istoric în sistemul nostru informatic. Adică, noi am mai discutat aspectele astea, domnul director, domnul manager. Și nu e prima dată, bănuiesc. De ce aceste șicane la un om care vine cu un copil bolnav? Copilul plângând. Nu înțeleg. Efectiv nu înțeleg. E o întrebare foarte bună. V-am zis, am să cer o notă explicativă doctorului respectiv în scris și vă voi comunica exact ce putem afla. Cum am discutat în discuțiile noastre anterioare, bineînțeles că sunt cazuri și cazuri. Întotdeauna la 1700 de oameni pe care avem noi în spital, întotdeauna există o șansă să fie, știu, cineva cu o atitudine mai dificilă în ziua respectivă. Încercăm să eliminăm astea, dar din păcate se întâmplă în continuare. Da, domnul doctor, dacă tot v-am prins în emisiune, haideți să vă mai țin 2-3 minute. Încercăm totuși și o finalizare la subiectul ăsta. Domnul Patrick a plecat la Iași, unde doi medici i-au văzut copilul și nu i-au mai făcut intervenție chirurgicală, cum i s-a spus la Piatra Neamț, i-au pus în gips mâna și, mă rog. Deci asta este o altă discuție, nu e cazul acum și nici nu suntem nici eu, nici dumneavoastră medici. Ce se întâmplă, domnul manager, cu partea de UPU? Nu, scuzați-mă, Spitalul Modular, ATI. Spitalul Modular îl vom prelua noi de la Asociația Dăruiește Viața marțea viitoare. Deci e deadline-ul bătut în cuie, ca să spunem așa. După care vom face așa numita recepție cu reprezentanții instituțiilor, da, ISU, primărie și așa mai departe, care vor veni Consiliul Județean, probabil. Să facă, nu, e partea de autorizare de construire. Ah, autorizare, adică de fapt recepția cu autoritățile competente. Exact. Exact. Așa. Acum sunt paturile, majoritatea paturilor sunt instalate, majoritatea echipamentelor sunt instalate. Comunic în fiecare zi aproape cu domnul doctor Gurău pentru a face teste. Șeful de la ATI, ca să spunem. Șeful de la ATI, da, pentru a face teste pentru echipamente și așa mai departe. Și încercăm să mai obținem încă un aparat de la Minister de Radiologie portabil, care e un pic mai scump și bugetul spitalului ne permite, dar este ceva esențial. Care trebuie instalat niciodată acolo, nu? Nu neapărat, dar e folositor pentru o secție de ATI și nu l-am avut. Nu este un aparat pe care l-am pierdut în incendiu, este un aparat pe care ne l-am dorit și dacă tot am făcut niște eforturi prin sponsorizări și prin DSU și prin ce am mai adus echipamente, e păcat să nu-l avem și pe acela. Ce valoare are un asemenea aparat? 120.000 de euro. Nu cred că este o problemă dacă Consiliul Județean își pune mintea în calitate de proprietar.
Deci, părerea mea, mai ales... Noi cerem, e pe parte de investiții și e mai greu, trebuie licitație, deci am făcut niște demersuri la minister să poate au ceva pe undeva cumpărat deja sau în stoc sau... Deci vom vedea. Oricum, noi cam asta ne dorim ca ultimă piesă, să spun așa, la acest ATI modular. Ceea ce trebuie să înțeleagă lumea și oamenii din județul Neamț este că probabil noi ATI în spital în clădire, probabil nu vom avea pentru ceva timp. Și acest ATI din curte este foarte folositor din punct de vedere acestor operații, pentru că noi nu avem acum decât 6 paturi, suntem singurul spital din țara asta, cred că are 6 paturi ATI ca spital județean. Și vă dați seama, inclusiv acea operație, da, pentru un copil sau pentru alte operații, sunt, din păcate, nu întotdeauna efectuate la Piatra, pentru că nu avem posibilitatea de recuperare. Posibilitatea de recuperare și, da, deci nu avem pur și simplu paturile disponibile după operație și atunci e mai dificil. Da, domnul Filimon, ne oprim aici, nu înainte însă de a reveni la cazul Ovidiu Patriche. O să vă rugăm să... Am să mă ocup personal și o să aveți un răspuns maxim în două zile. Repet, pe mine m-a frapat faptul că domnul Patriche nu are nimic cu spitalul. Nu pare un om certăreț, nu pare a fi... Probabil că aveți și camere de luat vederi pe unde a trecut. N-ar trebui să vă frapeze, cred că. În general, lumea nu are nimic cu spitalul. Sunt cazuri, cum am zis, punctuale, care trebuie rezolvate și eu zic că cu o comunicare mai bună se pot rezolva. Da, vă doresc o zi bună și zi vom bună reveni. Și dumneavoastră. Mulțumim, la revedere. Acesta a fost cazul, să-i spunem așa, generic, Ovidiu Patriche. Nu este un caz singular. Sunt foarte mulți oameni care au povestit aceste lucruri, dar care n-au vrut să le spună public, asumat. De ce? În general este vorba despre oameni bolnavi care trebuie să meargă des în spital și atunci în aceleași secții și atunci au spus, domne, decât să mă pun rău cu medicii, mai bine nu spun. Dar de ce ne-a spus nouă? E ca să spuneți dumneavoastră despre ce a fost vorba. În cazul acesta nu s-a întâmplat așa și sperăm că cei din conducerea spitalului vor face lumină foarte repede și dacă domnul Patriche are dreptate, vor lua și măsuri. Atât cât le permite legea. Iar măsurile respective să fie și mediatizate ca oamenii să știe până unde au niște drepturi și în momentul în care le sunt lezate acele drepturi să poată interveni. Domnul Patriche a contactat un avocat și se va îndrepta împotriva medicului de la chirurgie pediatrică. Vom vedea ce va urma. Eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și facem acest gen de emisiuni nu pentru a arăta cu degetul spre cineva, nu este cazul, ci pentru ca aceste lucruri să se întâmple cât mai puțin. Nu să nu se mai întâmple, că este imposibil. Ar fi ideal să nu se mai întâmple. Cele bune, vă dorim și multă sănătate. Aveți grijă fiecare de dumneavoastră. Eu am spus-o de mai multe ori. Suntem aproape pe cont propriu.